Dimineața aceasta aș vrea să facem un mic efort să ne încadrăm în timp. Noi ne facem programe, dar nu depunem și efort să ne putem încadra în ele. Asta este boala noastră a românilor de fiecare dată. O să încerc în minutele care au mai rămas să spun câte ceva care cred că ne-ar prinde bine în vremurile acestea. Una dintre pildele Mântuitorului este despre sămânța care a fost semănată de semănător și știți bine că ea a căzut în patru terenuri diferite. Unul dintre terenurile acelea despre care vreau să vorbesc în această dimineață este că era plin de spini. În Marcu, capitolul 4, versetele 18 și 19 spun așa: alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini, aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre spinii care ne înneacă așa de ușor în aceste zile. Bunicul meu era înscris în colectiv, dar el avea alte job-uri și a venit într-o zi brigadierul de la colectiv să-mi spună că trebuie să secer o tarla de grâu care era desemnată bunicului meu. Bunicul trebuia să taie grâul ăla, să-l adune. Eram, cred, în clasa 10 spre 11, am luat-o pe soră mea, care era cu 10 ani mai tânără decât mine, și am plecat la tăiat grâu. Am secerat toată ziua și am strâns tot grâul acela, dar spre surprinderea noastră, o parte din tarlaua aceea era plină de scaieți, dar nu orice scaieți, ci mai înalți ca mine erau de mari. Bineînțeles că omorâseră grâul și nu aveam ce tăia. Am venit acasă bucuros că ne-am făcut geabul, dar a doua sau a treia zi a venit brigadierul să ne spună că am lăsat scaieții pe câmp și trebuie să mă duc să tai scaieții, să tai spinii. Una dintre încercările vieții mele a fost ziua aceea, era cald, eram tot transpirat și cum dădeam cu coasa, veneau puful acela de scaieți care m-a umplut și experiența aceea n-am uitat-o niciodată. Întotdeauna când citesc pilda aceasta Domnului, îmi vine în minte imaginea de la tăiat scaieții. Sămânța este bună, este cuvântul lui Dumnezeu. Ea crește însă acolo unde găsește condiții prielnice. Când ea este înăbușită însă de spini care cresc mai repede și mai puternic decât ea, cuvântul acesta moare în noi. Este foarte interesantă că expresia de aici spune năvălesc în ei. Și apoi spune, îi înneacă cuvântul spinii aceștia care cresc în jurul nostru. Suntem înăbușiți de priorități inversate, căutăm împărăția noastră și nu pe a Domnului. Renunțăm la cele spirituale pentru distracții și plăceri. Asta este caracteristica creștinismului contemporan. Până și biserica astăzi trebuie să asigure distracție și plăceri, altfel oamenii pleacă la alte biserici. Ne facem planuri și de foarte multe ori uităm să-L includem pe Dumnezeu în planurile pe care noi le facem. Lucrurile astea ne înăbușe creșterea noastră. Mi-a plăcut de fratele Blidar care a vorbit despre creștere, trebuie să creștem. Dar dacă în jurul nostru sunt spinii, ne lăsăm inundați de spinii, de îngrijorările acestei lumi, de goana după înavuțire și de poftele pe care ne le întrețin practic tot banii pe care îi câștigăm, atunci suntem condamnați să nu creștem spiritual, să moară sămânța aceasta cuvântului în noi. Vreau să vorbesc puțin despre îngrijorări. Îngrijorările vieții acesteia. Creștinul este legat de aici și de acum, de lumea asta în care noi trăim și este normal să ne îngrijorăm de viața noastră de fiecare zi. Dar dacă ne uităm mai atent
în lumea în care noi trăim, avem mult mai multe motive să fim îngrijorați. Toate țările Europei acum sunt în răscoale și în revoluții, practic, împotriva emigranților care le-au luat liniștea și pacea din țară. Război în Orientul Apropiat, în Ucraina, știți bine, la poarta României, vecin cu noi. Lumea este agitată cum n-a fost niciodată. Noi suntem în pragul unor alegeri care s-ar putea să fie absolut devastatoare pentru viitorul nostru. Majoritatea dintre noi am fugit de comunismul din România și iată că este o agendă comunistă foarte clară care ne așteaptă. Avem toate motivele să fim îngrijorați. Nu-i așa? Se spune că un ambasador al Angliei în preajma celui de-al doilea război mondial nu putea dormi deloc. S-a trezea noaptea, umbla prin cameră, era foarte preocupat de ceea ce se întâmpla în lume. L-a auzit și l-a văzut slujitorul care dormea în camera vecină, l-a trezit și ăsta a venit și a spus: domnul ambasador, am să vă întreb ceva, de ce nu dormiți? Păi zice el, tu nu știi ce se întâmplă în lume la ora actuală. Ce, ba da, știu, dar vreau să vă întreb ceva. Zice, înainte ca dumneavoastră să fiți ambasador, Dumnezeu conducea lumea? Zice, da, sigur că da. După ce nu o să mai fiți ambasador, o să conducă Dumnezeu lumea? Da. Ce, n-ar fi cazul să lăsați să conducă lumea și acum, în timp ce sunteți ambasador? Ei, e foarte greu să îl lași pe Dumnezeu să conducă lumea când această lume este atât de agitată. Credeți-mă, am senzația aceasta și nu numai eu, ascult și eu ce se întâmplă în lume. Sunt tot mai mulți oameni care simt că ne aflăm în pragul unor schimbări absolut dramatice. Nu știm încotro se duce istoria. Și este normal într-un fel să ne simțim îngrijorați de situația în care suntem. Îi ascultăm pe politicieni ăștia care spun niște lucruri care ne îngrijorează și mai rău. Suntem în lume, spune Domnul, dar noi nu suntem din lume. Și ar trebui să facem eforturi să nu fim ca lumea asta în care noi suntem. Când l-am vizitat pe doctor ultima dată, doctorul meu mi-a spus: auzi, știi ceva? Zice, închide canalele de știri, lasă treburile astea, tu ai alte, ai grijă de sănătatea ta, de viața ta. Și spunea bine doctorul ăsta. Mai ales că eu mai am și bucuria asta că nu o să prind toate lucrurile. Bătrânețea are o calitate, îi ține puțin și o să ne cărăm de pe aici pe când vine cazurile astea. Dar când te gândești la copiii tăi, la nepoții tăi, începi să fii îngrijorat. Domnul ne-a spus: căutați mai întâi împărăția cerurilor și lăsați că celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, dar este așa de greu. Suntem într-un fel de adulteri cu lumea asta, nu? Vrem să fim în rând cu ea. Este o vorbă a noastră română, zice, vreau să fiu ca lumea. Vrei să fii în rând cu lumea. Asta înseamnă să te încarci cu toate îngrijorările ei și să nu dormi nopțile. Îngrijorările țin de viitor, nu? Cum ne percepem viitorul? Dacă îl vedem prin lumina politicienilor de astăzi, suntem extrem îngrijorați de el. Ei, dacă trebuie să vă îngrijorați, vă dau o soluție în această dimineață, cum să vă îngrijorați. Numărul 1, stabilește o zi pe săptămână când vrei să te îngrijorezi. De exemplu, luni. Luni este ziua în care vreau să mă îngrijorez, ok? 2, decide cât timp o să petreci îngrijorându-te, ok? Cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Jumătate de oră, o oră, stabilește un timp. 3. Alege un loc în care să te îngrijorezi. Liniștit, să nu te îngrijorezi la masă, ok? Că s-ar putea să mănânci prea mult. Nu spică bine, nu te îngrijora. Ia un loc din casă unde să fie liniște și pace. Numărul 4. Stabilește motivul pentru care vrei să te îngrijorezi. Astăzi vreau să mă îngrijorez de situația politică din America, nu? De îl aleg ăștia pe Trump sau nu.
vine Kamala sau nu vine. Deci alege un subiect, stabilește pentru ce să te îngrijorezi și atunci lucrurile sunt clare. Și 4. Începe cu o rugăciune. Începe să te rogi prima dată, că o să vezi că s-ar putea să treacă îngrijorările în urma acestei rugăciuni. Vreau să închei aici spunându-vă că Dumnezeu conduce lumea, a condus-o bine până acum, o să conducă în continuare și El întotdeauna este biruitor și o să ieșim și noi biruitori împreună cu El. Nu vă îngrijorați de ceea ce nu puteți să faceți. Oamenii au stabilit că de obicei cam 6% din lucrurile de care noi ne îngrijorăm merită să ne îngrijorăm pentru ele. 94% nu merită să vă bateți capul. Lăsați lumea asta să o conducă Dumnezeu și bizuiți-vă pe El și încredeți-vă în El. Nu lăsați spinii ăștia, buruienile astea să vă inunde viața și să vă strice zilele. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru că El este Cel care conduce lumea și suntem în mâini bune. Amin.